Astăzi are loc la organizarea Comunei Casincea a doua ediție a Festivalului de Dans Folcloric Nord Dobrogean. Pentru că niciodată nu mi-a plăcut să fiu singur, l-am invitat lângă mine pe domnul Ștefan Coman. Vă rog să-l aplaudați. Este maestrul Ștefan Coman, directorul ansamblului Baladele Deltei, omul datorită căruia în județul Tulcea, în multe comune, a născut, sau mai bine zis, a renăscut folclorul nord-dobrogean. După cum știți, acest festival concurs se desfășoară pentru a doua oară la Casincea. El a fost inventat de domnul Coman cu mai mulți ani în urmă și până acum s-a ținut la Tulcea. Eu urez tuturor participanților la acest festival mult succes. Le mulțumesc celor care se preocupă ca acești copii să ducă mai departe tradiția folclorului românesc și în special cel nord-dobrogean. Le mulțumesc colegilor mei primari care fac, știu sigur, pentru că și eu știu asta, fac eforturi serioase pentru a menține ștacheta așa sus. Ce vreau să vă mai spun înainte de a da cuvântul domnului Coman Ștefan este că din cele 14 formații care sunt prezente astăzi, Doina Casincei va participa la acest festival, dar în afara concursului, pentru că așa mi se pare corect și fair play, organizatorii să nu participe la concurs pentru a îndepărta orice suspiciune, ca am face noi oarece aranjamente să luăm locul întâi. Vreau să vă mai spun că după ce copiii termină festivalul lor, începând cu ora 16:30 sau 17, probabil, până când juriul va delibera, avem invitat special pe Veta Biriș, care este acum pe drum, într-o oră ajunge la Casincea, și pe Dinu Iancu Sălăjeanu, care vă vor cânta, va cânta și vă vor încânta cu melodiile lor. Și știți că sunt oameni care cântă frumos, sunt oameni patrioți, și datorită lor și nouă ne ține întotdeauna sus acest sentiment de patriotism care pentru unii au devenit cam desuet. Dau cuvântul domnului Ștefan Coman să vă spună și dânsul câteva lucruri, domnul Ștefan Coman fiind un vechi și bun prieten de-al meu și de-al Casincei. Mulțumesc, domnul primar! Bună ziua! Hristos a înviat! Într-adevăr, este a doua oară, mulțumim pentru aplauzele voastre copii, la rândul vostru, voi veți primi aplauzele spectatorilor, a celor care vă privesc, a părinților, a locuitorilor din Casincea și a celor care au venit la această a 18-a ediție a festivalului și pentru a doua oară la aici, la Casincea, asta pentru că avem un nou bonlav, aveți un nou bonlav, s-a infestat, dacă îi pot spune așa, cu sindromul culturii tradiționale și nu mai există antidot și dorește să fie de fiecare dată anfitrionul culturii tradiționale și pentru dumneavoastră, pentru că a aduce aici ansamblul folclorice nu este așa de ușor. De asemenea, aș vrea să le mulțumesc domnului primar de la Luncavița, care este prezent în mijlocul artiștilor, în mijlocul copiilor, domnul primar de la Văcăreni, care la fel este în mijlocul micilor artiști, un ansamblu relativ tânăr. Dar înainte de asta aș vrea să urăm încă o dată, pentru că va veni
o colegă de-a mea, Mădălina Gheorghe, care va prezenta fiecare formație, care va prezenta organizatorii. Așa să urăm succes copiilor, puteți trece în dreapta, în stânga, în spate, undeva, sau să-i vedeți pe colegii voștri, pentru că această a 18-a ediție vine în sprijinul a ceea ce am spus mai devreme, al respectului față de cultura tradițională a poporului român. Succes, copii! Deci, declarăm deschis acest festival. Mult succes tuturor! 18-a ediție a Festivalului Concurs Județean de Folclor cu Nuna Dansului și Portului Popular Dobrogean Casimcea 2017. Iată că astăzi frumosul și tradiția și-au dat din nou întâlnire spre bucuria noastră a iubitorilor de folclor. Aducem mulțumiri organizatorilor, Consiliul Județean Tulcea, Primăria Municipiului Tulcea, Primăria Municipiului Casimcea, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, Palatul Copiilor Tulcea, Ansamblul Artistic Baladele Deltei Tulcea. Și nu ne-am putea desfășura activitatea fără onorabilul nostru juriu, președintele juriului, profesor Iancu Nicușor, maestru coregraf, Centrul de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Ialomița. Profesor Marinica Vertil, maestru coregraf, Școala Populară de Artă Vespanian Lungu Brăila. Profesor Mirela Popov, inspector general adjunct Inspectoratul Școlar Județean. Profesor Laura Felea, director Palatul Copiilor și Elevilor Tulcea. Profesor Ștefan Comar, directorul ansamblului artistic profesionist Baladele Deltei și directorul festivalului. Ansamblul folcloric Doina Casimcei, care a fost înființat în anul 2011 la inițiativa domnului primar Gheorghe Tilincă și a doamnei Tilincă Alexandrina. Ansamblul are în componență copii cu vârstă cuprinsă între 6 și 14 ani și sunt instruiți de profesorul Coman Marian. Solist vocal Steluța.